În această dimineață, aș vrea să vă vorbesc despre dezbinare. S-ar putea spune multe lucruri despre acest subiect din Scriptură, însă aș vrea să vă atrag atenția asupra unei biserici, Biserica din Corint, o biserică pe care Pavel o consideră dezbinată. Cum spuneam mai devreme, sunt multe lucruri pe care am putea să le extragem din Cuvântul lui Dumnezeu despre dezbinare și care sunt acele elemente care favorizează dezbinarea într-o biserică. Însă o să ne oprim asupra trei lucruri simple pe care Pavel le numeră în capitolul 1 din cartea 1 Corinteni. Vreau să vă citesc pasajul. Pavel, chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu și fratele Sosten, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos. Căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, în orice vorbire și în orice cunoștință. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru. Așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. El vă va întări până la sfârșit, în așa fel încât să fiți găsiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Credincios este Dumnezeu care va chema la părtășia cu Fiul Său Hristos Domnul nostru. Atenție! Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire. Să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit, într-un gând și o simțire. Căci, fraților, și acum tratează problema, am aflat despre voi de la Icloiei că între voi sunt certuri. Vreau să spun că fiecare din voi zice, și acum ne enumeră partidele din biserică, eu sunt al lui Pavel, asta era prima partidă, și eu al lui Apollo, a doua, și eu al lui Chifa, adică Petru, a treia, și eu al lui Hristos, a patra. Și acum pune o întrebare, Pavel. Hristos a fost împărțit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel ați fost voi botezați? Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi afară de Crisp și Gaiu, pentru ca nimeni să nu poată spune că ați fost botezați în numele meu. Da, am mai botezat și casa lui Stefana, încolo nu știu să mai fi botezat pe altcineva. Amin. Amin. Acesta e cuvântul Domnului în care o să privim și o să învățăm în această dimineață. Înainte ca Pavel să trateze, și eu vreau să merg exact pe linia lui Pavel în dimineața asta, înainte ca Pavel să se ducă să spună problema aceasta bisericii, că voi sunteți dezbinați, Pavel găsește potrivit să le spună și câteva lucruri de încurajare și de zidire bisericii. Și vă rog să observați că sunt cel puțin trei lucruri pe care Pavel le spune chiar în urarea de început. Primul lucru zice Pavel către biserica lui Dumnezeu care este în Corint. Primul lucru pe care Pavel vrea să-l spună bisericii este că ei trebuie să fie conștienți că sunt biserica lui Dumnezeu. Asta te și responsabilizează. Când știi că ești biserica lui Dumnezeu, nu poți să te comporți oricum și nu poți să-ți permiți orice. Prin asta vrea să asigure încă de la început credincioșii din Corint de adevărata lor identitate, că ei, înaintea lui Dumnezeu, sunt biserica lui Dumnezeu. Cu toate problemele care erau acolo, și o să vedem noi poate dacă ne vom uita mai mult în cartea 1 Corinteni, nu erau puține aceste probleme, totuși, cu toate problemele, ei erau biserica lui Dumnezeu. Să știți că și noi ca biserică avem problemele noastre. Și câteodată am impresia că semănăm cu biserica din Corint, că avem multe. Dar totuși nu trebuie să uităm niciodată că noi suntem biserica lui Dumnezeu și Dumnezeu este interesat de biserica lui. Al doilea lucru pe care îl spune Pavel bisericii e legat de siguranța mântuirii. Uitați ce le spune, către cei, versetul 2, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus. Înainte ca Pavel să meargă la a corecta abaterile bisericii, el dorește să asigure biserica că ea este mântuită și este în mâna lui Dumnezeu.
Asta înseamnă să fii sfințit în Hristos Iisus. În teologie, noi denumim această expresie sfințirea pozițională. Adică de la termenul poziție, așezare. Noi suntem mântuiți nu pentru că facem noi ceva, ci noi suntem mântuiți pentru că suntem în cineva. În cine? În Domnul nostru Iisus Hristos. Vedeți? Pavel e atât de deștept și are Duhul lui Dumnezeu în el. El s-a gândit în felul următor, sunt atâtea și atâtea și atâtea probleme în Corint. Și eu dacă nu clarific încă de la început că oamenii ăștia sunt în Hristos și sunt mântuiți, ăștia o să cadă în extrema să zică, dar noi nu mai suntem cu Domnul, noi nu mai suntem în Harul lui Dumnezeu, noi nu suntem mai pocăiți, noi nu mai avem speranța veșniciei. Și atunci încă de la început, înainte să trateze toate aceste probleme, el le spune, voi ați fost sfințiți în Hristos Iisus. Voi ați fost mântuiți, voi sunteți în El. Da, sunt anumite lucruri care trebuie reglementate, dar voi trebuie să aveți siguranța mântuirii și să dea Domnul ca fiecare în această biserică să aibă siguranța mântuirii. Cum spuneam și asta mi-mi place expresia asta, noi nu suntem mântuiți pentru că facem ceva, ci noi suntem mântuiți pentru că suntem în cineva. Al treilea lucru pe care Pavel îl spune bisericii este că ei trebuie să fie responsabili. Uitați ce spune. Nu doar că sunt sfințiți de Hristos, dar și către cei chemați să fie sfinți. În teologia asta se numește sfințire progresivă, adică o progresie, o creștere, și este o conlucrare între Dumnezeu și omul născut din nou. Conlucrare ce conduce la creștere spirituală și la trăire duhovnicească. Ceea ce spune de fapt Pavel aici este că biserica din Corint nu trebuie să stea nepăsătoare în baza faptului că a fost mântuită, ci tocmai această mântuire trebuie să responsabilizeze fiecare credincios din Corint să meargă și să persevereze pe drumul uceniciei. Faptul că Dumnezeu ne-a mântuit nu este un argument ca noi să stăm și să ocupăm locurile astea fără nicio grijă, ci Dumnezeu ne învață în cuvântul Lui ceea ce trebuie să facem pentru slava și gloria numelui Său. Vă rog să observați că apoi Pavel merge mai departe și începe să mulțumească lui Dumnezeu pentru biserică, pentru harul lui Dumnezeu care le-a fost dat și Dumnezeu dăduse multe daruri în biserica din Corint. Uitați ce spune Pavel, zice, voi nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Era o biserică plină cu daruri. E drept că nu prea știau să le folosească, dar le aveau pe toate. Vedeți, prin faptul că Pavel recunoaște și spune asta în verset, Pavel validează darurile spirituale din biserica din Corint. Nu validează modul în care ele erau folosite și reglementează pe parcursul cărții, dar le validează și spune prin asta, prin faptul că Dumnezeu va da daruri în biserică, înseamnă că Dumnezeu e interesat de biserică și de tot ceea ce se întâmplă în biserică. Când Dumnezeu dă dar de învățătură, dă pentru că Dumnezeu e interesat să crească biserica spiritual. Când Dumnezeu dă un dar de cântare, dă pentru că e interesat de biserică, ca ea să se închine cu adevărat înaintea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu dă un dar de ajutorare cuiva din biserică, îl dă pentru că vrea ca el să vină în sprijinul celorlalți frați. Toate darurile pe care Dumnezeu le dă într-o biserică sunt o expresie a implicării lui în acea biserică. Mă interesează biserica, zice Dumnezeu, și vă dau darul pentru ca să vă asigur perseverarea. Ultimul lucru pe care Pavel îi spune înainte să trateze prima problemă a bisericii este de fapt să asigure biserica că nu are de ce să se teamă în ziua venirii Domnului Iisus. Uitați ce le spune. El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți găsiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Interesantă este terminologia folosită aici. Vedeți? Biserica nu are de ce să se mai teamă în ziua venirii Domnului pentru că toată vina credincioșilor a fost purtată de Hristos la Golgota. Da, în ziua în care Hristos va veni, Vali va mai avea greșeli, sora Dumitrașcu va mai avea o greșeală, Avram va mai avea o greșeală, dar vină, adică păcat neiertat, noi nu vom mai avea pentru că toate le-a purtat Hristos la Golgota. Vedeți cât de important este pentru Pavel să ne cunoaștem identitatea în Hristos, să ne cunoaștem și să avem siguranța veșniciei în inimile noastre? Chiar înainte să trateze problemele, Pavel enumeră lucrul acesta. Și vă rog să observați că certitudinea aceasta a lui Pavel că biserica va fi în cer cu Domnul nu venea de la faptul că acești corinteni ar fi fost ei foarte credincioși,
ci venea din faptul că Dumnezeu și Domnul Iisus era credincios legământului. Uitați ce spune în versetul 9. Credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Siguranța lui Pavel că corintenii urmau să fie în cer cu el nu era legată de faptul că erau ei cei mai pocăiți, că nu erau. Siguranța lui era că Dumnezeul care i-a chemat urma să-i și țină pe calea lui și urma să-i vadă acolo în cer. Binecuvântat să fie numele lui. Vedeți, prin toate aceste cuvinte adresate înainte de a se ocupa de problemă, Pavel vrea să arate bisericii din Corint că Dumnezeu este implicat în biserică și este foarte interesat de ceea ce se întâmplă în biserică. Frații mei, surorile mele, vreau să vă pun o întrebare foarte personală. Dumneavoastră sunteți conștienți că Dumnezeu se implică activ în Biserica Speranța? Sunteți conștienți de asta? Dumnezeu să vă ajute. Dumnezeu să vă ajute. Asta se și vede practic în viața de zi cu zi. Și apoi, Pavel merge la problemă. Dar prima oară nu tratează problema, ci prima oară împinge standardul lui Dumnezeu pentru biserică în față. Și zice în versetul 10, vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Standardul lui Dumnezeu pentru biserică este unitatea. Asta zice Pavel. Asta așteaptă Dumnezeu de la voi. De la fiecare membru în parte din Biserica Speranța și din Biserica din Corint, Dumnezeu aștepta și așteaptă unitate. Ăsta e standardul lui Dumnezeu. Dar vedeți că ăsta e specificul lui Pavel. Întâi împinge în față ceea ce vrea Dumnezeu, iar apoi împinge în față realitatea care se găsea în biserică. Dacă standardul lui Dumnezeu pentru biserică era unitatea, atunci când Dumnezeu o căuta în Biserica din Corint, ghiciți ce? Nu o găsea. Și Pavel merge acum și enumeră problema și zice așa, căci fraților am aflat despre voi, de la Ecloiei, că între voi sunt certuri. Cuvântul limba greacă este schisma. S-ar putea să rămânem cu ideea asta în cap să certeau între ei. Nu, e vorba de schismă. Noastră știți, în anul 1054, Biserica Ortodoxă s-a rupt de Biserica Catolică în ceea ce se denumește Marea Schismă. Schismă înseamnă rupere. Când le spune aici că între voi sunt certuri, înseamnă că sunt ruperi, grupe, oameni care formau un grup, alții care formau alt grup și nu mai aveau treabă unul cu celălalt. Cam asta se întâmpla în Corint. Și problema bisericii era aceasta, dezbinarea fraților. Ce n-am sesizat ce la prima citire și am observat abia după ce am citit de vreo 3 ori pasajul, fiecare membru, și acum vă rog să mă ascultați cu mare atenție, că poate veți spune, Doamne, dar eu nu o să am probleme cu asta, eu caut unitatea, eu caut pacea, eu caut apropierea de frați. Ce am observat eu? Fiecare membru sau fiecare credincios din biserica din Corint alesese unul din astea 4 grupuri. Dă versetul următor, te rog, 12, și vă rog să priviți. Vreau să spun că, ce cuvânt scrie acolo? Fiecare din voi zice, eu sta lui Pavel, eu sta lui Apol, eu sta lui Chifa, eu sta lui Hristos. Fiecare membru din acea biserică din Corint se identifica cu un grup aparte. Toți erau afectați de schismă. Toți erau afectați de dezbinare. Nu exista nici măcar unul în acea biserică care să zică nu trebuie să mai avem grupuri, trebuie să fim uniți. Niciunul. Fiecare își alegea grupul preferat. Și acum vreau să mergem la ceea ce mă interesează și pe mine și pe dumneavoastră și ceea ce este de fapt și titlul predicii mele, care sunt semnele care prevestesc dezbinarea unei biserici. Și primul semn, și aici o să insist mult, pentru că predica asta nu e doar pentru dumneavoastră, ci e și pentru cei care ne ascultă pe internet. Primul semn, mutarea atenției de la Hristos la oameni. Mai spun o dată. Primul semn care prevestește dezbinarea unei biserici este mutarea atenției de la Hristos la oameni. Vă rog să observați faptul că fiecare categorie se identifica cu un lider. Eu sunt al lui Pavel și eu al lui Apollo și eu al lui Petru și eu al lui Hristos. Să știți că
dacă îi bănuiți a patra categorie de așa o mega spiritualitate, vă înșelați cu amarnic. Vă înșelați amarnic, vreau să mă scuzați. Prin faptul că Pavel pune și această a patra categorie în această expresie pe care el o condamnă, arată că ăștia care ziceau și eu a lui Hristos nu erau chiar atât de pocăiți și ei aleseseră o tabără și se dezbinaseră de ceilalți. Și o să vă explic eu mai încolo la ce se refereau când spuneau, dar vă zic de acum, nu recunoșteau nicio autoritate pământească. Da? Ca să știți de acum. Când spuneau ei sunt al lui Hristos, ei spuneau noi nu recunoaștem nici pe Pavel, noi nu ascultăm nici de Apollo, noi nu ascultăm nici de Petru, noi cu Hristos singur nu ascultăm de nimeni. Ne călăuzește pe noi Domnul direct. Și își luaseră denumirea asta și eu al lui Hristos. Nu erau al lui Hristos când acționau în felul ăsta, că Dumnezeu a pus în biserică autorități. Da? Dar ce se întâmpla în Corint? Biserica care în trecut se fălea doar cu Hristos și era atentă doar la Hristos, începuse astăzi să se fălească cu liderii spirituali și să se identifice cu aceștia. Preocuparea lor majoră nu mai era persoana lui Hristos, ci preocuparea și aprecierea lor erau îndreptate înspre acești lideri. Exact opusul la ceea ce dorea Pavel, pentru că uitați care a fost dorința lui Pavel când a plantat biserica din Corint, dacă se poate proiecta 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 1 și 2. 1 Corinteni, capitolul 2, 1 cu 2. Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. De fapt, ce zice Pavel aici? Zice, eu când am venit la voi la Corint să predic Evanghelia, pe mine nu m-a interesat să mă vedeți voi mare și tare și să mă apreciați. Pe mine nu m-a interesat să apar înaintea voastră ca un om așa cu înțelepciune deosebită și să vă uitați la mine cu admirație. Eu când am venit în Corint, am avut un singur scop, să vi-l zugrăvesc înaintea ochilor minții pe Domnul Iisus Hristos, moartea Lui ispășitoare. Asta a fost interesul meu. Ce spune de fapt Pavel este că el n-a fost interesat nicio clipă să atragă atenția asupra lui însuși. Mesajul său a fost scopul să reveleze pe Domnul Iisus corintenilor. Și uitați ce spune chiar Pavel mai departe, 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 5 cu 6. Cine este Pavel? Și cine este Apollo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. De fapt, aici Pavel spune felul următor, atenția n-ar trebui să cadă niciodată asupra omului, nici asupra lui, nici asupra lui Apollo, ci asupra Domnului, pentru că El este acela care se ocupă de lucrare. El cheamă slujitorii, El echipează slujitorii, El dă putere slujitorilor și Dumnezeu este acela care se ocupă personal ca slujirea aceea să fie eficientă. Și atunci, dacă Dumnezeu este acela care face întreaga lucrare, e o mare greșeală din partea membrilor bisericii din Corint să acordă mai multă atenție numelui unui slujitor în detrimentul persoanei Domnului Iisus Hristos. Îmi place mult de Pavel. Știți de ce îmi place de Pavel? Pentru că omul ăsta este lucid, omul ăsta e limpede, omul ăsta când analizează un subiect e atât de diferit de modul în care îl tratăm noi astăzi. Știți cum am văzut că tratează majoritatea creștinilor subiectele din Biblie, superficial? Știți cum le trata Pavel? În profunzime. Știți ce e interesant? Că Pavel trebuie să mustre un grup care se identifica ca fiind al lui. Eu sunt al lui? Pavel! Și probabil ar fi trebuit să se gândească, bă, da, ăștia se identifică cu mine, cu ei un pic mai blând, nu? S-ar fi simțit probabil măgulit, s-ar fi simțit probabil flatat. Uite, ăștia se identifică cu învățătura mea, cu ceea ce eu le-am spus, nu, nu, nu. Așa analizează un om superficial. Știți cum a analizat Pavel? Hai să-mi fie următor. Eu văd în profunzime modul ăsta în care unii se identifică cu mine, alții se identifică cu Apollo, alții se identifică cu Chifa. E un mod care în final va destabiliza unitatea bisericii din Corint, ea se va rupe și ea nu va mai fi eficientă pentru Dumnezeu. Omul ăsta le gândea în profunzime, nu superficial. Domnul să ne ajute ca asta să fie și modul în care și noi gândim. Iată că pentru Pavel unitatea era extrem de importantă și el merge fix la miezul problemei.
Uitați ce spune chiar despre această grupare care se identifică cu numele lui, 1 Corinteni 1 cu 13. Te rog să proiectezi dacă poți. Zice, după ce vorbește despre aceste partide făcute acolo, zice în versetul 13, Hristos a fost împărțit. Și acum merge la gruparea asta care se identifica ca fiind a lui. Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel ați fost voi botezați? Adică de fapt le spune felul următor, mă, oameni buni, moarte ispășitoare pe cruce, n-a plătit decât Hristos. Hristos a fost răstignit pe cruce, nu eu pentru voi. Păi și dacă Hristos a murit pentru voi și nu Pavel, voi de ce vă identificați ca fiind ai lui Pavel în loc să vă identificați ca fiind ai lui? Hristos doar! Și apoi merge mai departe. În numele meu, zice Pavel, ați fost voi botezați ca să vă lăudați cu persoana mea? Voi ați fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos, cu El trebuie să vă făliți, cu El trebuie să vă lăudați. Asta spune Pavel. Nu a fost răstignit El pentru păcatele corintenilor și ei nu au fost botezați în numele Lui. Vedeți, prin tot ceea ce face Pavel aici, îl îndreaptă atenția de la om înspre Dumnezeu și vai de biserica aia care pune mai mult accent pe om decât pe Dumnezeu. Și asta se întâmpla în Corint. Și vă rog să mă credeți. Asta e motivul pentru care v-am spus că e și pentru mulți oameni de pe internet predică aceasta. Sunt atâtea și atâtea biserici astăzi în care atenția nu mai este de mult pe Domnul Iisus Hristos și persoana Domnului Iisus în adunare, ci mai mult pe păstorul, pe predicatorul, pe cel care cântă în față. De ce? Pentru că am început să experimentăm din vedetismul lumii chiar în biserică. Păstorii astăzi sunt vedete, predicatorii astăzi sunt vedete, cântăreții astăzi sunt vedete. Și prin faptul că noi devenim vedete, Domnul Iisus Hristos este ușor, ușor înlăturat. Bun. Mergem mai departe. Uitați ce spune Pavel atunci când vrea să încheie această problemă. 1 Corinteni 3 cu 21. Zice, nimeni, ascultați, nimeni să nu se fălească dar cu oameni. Și în încheierea pasajului zice, voi sunteți ai lui Hristos, și Hristos al lui Dumnezeu. Niciodată să nu vă făliți cu oamenii, ci cu Hristos. Dragii mei, sunt multe biserici astăzi care au exact aceeași problemă ca biserica din Corint. Și vreau să atrag atenția asupra unui lucru. Câteodată este vina bisericilor pentru modul în care ele arată. Câteodată este vina liderilor. În situația de față, vina nu era a liderilor. Ei n-au avut niciodată de gând ca cei din biserică să se fălească cu ei. Aici era doar vina bisericii. Ei n-au avut nimic de a face cu asta. Dar există biserici astăzi în care liderii sunt vinovați pentru această stare din biserică. Pentru că mereu și mereu și mereu, prin tot ceea ce fac, vor să se promoveze doar pe ei înșiși și imaginea lor. Și asta e greșit. Mă uit ori de câte ori vreau o biserică să atragă și au căzut toate bisericile aproape în capcana asta. Când vrei să atragi oameni să-ți vină la o evangelizare, la un serviciu, te gândești care este cel mai ascultat predicator din România. Și îl chem și după ce îl chem faci un afiș și îl postezi pe internet. De ce? Pentru că știi că oamenii vor veni, pentru că omul este o vedetă. Întrebarea mea este... A sărăcit Duhul lui Dumnezeu și nu mai are Duhul lui Dumnezeu resurse să aducă oamenii la adunare, de trebuie să ne folosim de aceste tertipuri? Noi, de fapt, nu mai vrem să ne bazăm pe puterea Duhului lui Dumnezeu, ci noi vrem, de fapt, să ne bazăm pe metodele care mintea noastră le gândește ca fiind ok. Astea merg, astea ajută, astea-s bune. Știți care este iar o mare problemă? Atunci când ajungi să idolatrizezi un predicator sau un pastor. Am observat că în multe biserici, nu-i cazul nostru, dar în multe biserici, și slavă Domnului că nu-i cazul nostru, să nu fie niciodată, nu că suntem noi mai spiritual, dar Domnul ne-a dat mai multă lumină din cuvânt. Am observat că în multe biserici oamenii nu mai fac distinția între ceea ce înseamnă aprecierea față de un predicator sau pastor și ceea ce înseamnă idolatrizarea pastorului sau predicatorului. Cuvântul lui Dumnezeu ne poruncește să ne apreciem slujitorii, pe aceia care se ostenesc în mijlocul nostru. Dar de la apreciere până la idolatrizare e drum lung. Pe mă întâlnesc cu unii din alte biserici și nu vorbesc decât de păstorul lor. De Hristos nimic, dar păstorul lor...
Și marea problemă atunci când ajungi să idolatrizezi un predicator, un păstor sau un învățător, știți care este? Că nu mai aplici nici un pic de discernământ spiritual la ceea ce îl spune. Primești cu gura căscată tot ceea ce îl spune, fără să mai filtrezi dacă informația sau învățătura este corectă sau incorrectă. De ce? Pentru că atât de mult apreciezi acea persoană, încât toate standardele tale de evaluare au căzut jos de tot. Domnul să vă ajute să vă apreciați slujitorii, dar niciodată să nu-i idolatrizați. Un alt aspect care pe mine mă deranjează și l-am experimentat chiar pe pielea mea, este că de multe ori bisericile nu mai sunt recunoscute pentru slujirea pe care ele o fac, pentru mărturia pe care biserica o are sau pentru numele congregației, ci ele au ajuns recunoscute datorită unui lider care s-a făcut remarcat în biserica respectivă. Adesea oamenii merg într-o biserică nu pentru doctrina sau viziunea bisericii respective cu care ei se identifică, ci doar pentru numele predicatorului sau al păstorului care este acolo. Și vreau să vă spun cum mi s-a umplut mie inima de amărăciune și supărare, dar nu ca și eu spiritual, dar m-a deranjat, mie nu-mi place felul ăsta de a vorbi. Când era biserica în partea cealaltă la teatru, m-am întâlnit cu niște frați de la Valaori și ei m-au întrebat cum e acolo la biserică. Zic, e bine, e frumos, slavă lui Dumnezeu. Și erau vreo 3 sau 4 frați și se întoarce unul către ceilalți și zice, haideți să mergem și noi la biserica lui Vali. Când am auzit, nu știu dacă noi ați identificat ce m-a deranjat pe mine, biserica lui Vali. Pe biserica mea? Eu o zidesc biserica asta, Hristos o zidește, El și-a răscumpărat-o. Dar vedeți, oamenii astăzi El n-a zis, hai să mergem la biserica Speranța. Că nu speranța era mai importantă, denumirea, ci cel care slujește. Și ajungem adesea să gândim în mintea noastră biserica respectivă ca fiind biserica unui om. Biserica lui fratele Buingeanu, biserica lui fratele, acum nu mai știu pe cine să mai zic, că să uită pe live și să supără după. Dar înțelegeți la ce mă refer. Am fost la o întâlnire de alegeri la noi, la comunitatea baptistă. Și a venit un frate în față și a zis, am venit cu frații, cu diaconii mei, ca și cum erau subordonații lui. Deci transpira omul la superioritate în tot ceea ce vorbea în față. Da? Nu-i biserica mea, e biserica lui Hristos. Și noi asta nu trebuie să veniți aici că predică X sau Y sau Z sau cântă X sau Y sau Z. Adică că din ați putea, că nu e așa un nivel ridicat, da? Dumneavoastră trebuie să veniți aici pentru viziunea bisericii, pentru ceea ce biserica aceasta crede din cuvântul lui Dumnezeu și cu care dumneavoastră vă identificați. Puteți să ziceți amin? Amin! O biserică unită va fi acea biserică care își va aprecia slujitorii, dar nu-i va idolatriza și va căuta ca întreaga atenție să fie pe Domnul Iisus Hristos. Amin. Al doilea semn, sau al doilea mod în care o biserică se poate dezbina este atunci când atenția se mută de la învățătura completă la frânturi de învățătură. Mai zic o dată. Atenția bisericii sau a membrilor se mută de la cuvântul lui Dumnezeu cu caracter complet la frânturi din cuvântul lui Dumnezeu. Păi la câte biserici nu s-au dezbinat din cauza la pian? Câte biserici nu s-au dezbinat în cauza la batic? Câte biserici nu s-au dezbinat în cauza la barbă? La cravată? La mânecuță? Vă zic eu, în Suceava multe. Și în București. Multe. Câte nu s-au dezbinat de la controversa calvinistă-arminiană? Cesaționistă-continuaționistă? Amilenistă-premilenistă? Acum eu vorbesc greacă pentru voi, da? Da, cei care studiați probabil știți la ce mă refer. Amilenismul, cei care consideră că nu există un mileniu propriu-zis, premileniștii sunt cei care cred că Hristos va veni și va domni 1000 de ani pe pământ. Cesaționismul sunt cei care cred că darurile spirituale nu mai există, continuaționismul de la continuare există în continuare. Calvinismul crede că Dumnezeu a predestinat toate lucrurile, inclusiv mântuirea și noi nu facem nimic. Arminianismul susține că noi suntem aceia care înclinăm balanța în stânga sau în dreapta, spre mântuire sau spre pierderea mântuirii. Ați înțeles acum la ce m-am referit, da? Ok. Bisericile s-au dezbinat
de la toate aceste subiecte. Da? Și uitându-mă în cuvântul lui Dumnezeu și citind, am citit vreo 3-4 cărți perioada asta ca să pot să înțeleg specificul fiecărei grupări din Corint. În ce credeau cei care ziceau că stau lui Pavel? În ce credeau cei care ziceau că stau lui Apollo? Ce credeau cei care ziceau că stau lui Hristos, ai lui Chifa? Și uitați ce am găsit. Zice așa, cei ce ziceau că sunt ai lui Pavel militau pentru o rupere imediată de orice formă iudaică de religie. Puneau extrem de mult accentul pe libertatea creștină și spune unul dintre cei mai mari teologi, John Stott, că adesea foloseau harul ca să justifice comportamentele păcătoase. Pretindeau a fi liberi în Hristos, dar încă se mai legau de practici păcătoase. Deci ce făceau ei? Ei subliniau anumite lucruri din învățătura apostolului Pavel, care erau biblice, dar le neglijau și ignorau pe altele, cum ar fi sfințenia, ajungând astfel să-și formeze o învățătură foarte permisivă. Adică ce făceau oamenii ăștia? Extrăgeau din cuvântul lui Dumnezeu ceea ce le plăcea și respingeau ceea ce nu le plăcea. Cam asta făceau. Interesant este la Apollo. Să știți că Apollo fusese la un moment dat în Corint și slujise puțin în biserica de acolo. Biblia spune despre el că era tare în scripturi, adică avea autoritate, le cunoștea bine și era un excelent predicator. Și uitați ce spun teologii despre această grupare. Ei zic că cei ce se identificau ca fiind ai lui deveniseră oameni extrem de preocupați de arta oratoriei și a retoricii și chiar că filozofia devenise preocuparea marcantă a acestui grup. Eu cred că e adevărat. Știți de ce cred că e adevărat? Pentru că Apostolul Pavel, în capitolul 1 și capitolul 2, subliniază faptul că înțelepciunea lumii nu poate fi considerată decât nebunie atunci când este pusă în comparație cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Știa Pavel de ce scria lucrurile astea. Pentru că exista o grupare care devenise foarte, foarte ancorată în filozofie, dar mai mult în filozofie grecească. Tocmai filozofii și înțelepții acestei lumi, spuneau Pavel, nu pot înțelege calea lui Dumnezeu. Pentru ei, crucea lui Hristos este o nebunie. Și atunci teologii spun că această grupare, punând un mare accent pe arta vorbitului și pe înțelepciune, ajunseseră cumva să se vadă ca o elită intelectuală și astfel îi considerau pe restul, cei ce nu acordau aceeași atenție filozofiei, doar niște creștini fără minte. Adică cei care erau ai lui Apollo deveniseră foarte preocupați de filozofie, subliniau numai aspectul acesta filozofic și ajunseseră să-i disprețuiască pe fraților care nu acordau aceeași atenție filozofiei. Cei ce sunt ai lui Chifa. Și aici teologii spun că, de fapt, adepții acestui grup militau pentru o relație, atenție, mai strânsă cu legea Vechiului Testament. Și de obicei, în această grupare, făceau parte evrei din Corint. Cei care în trecut fuseseră sub legea lui Moise, cei care se convertiseră la creștinism, dar cei care considerau că ar fi necesar să mai păstreze anumite elemente din legea Vechiului Testament și să le peticească creștinismului. Se pare că o perioadă și Petru a fost de această părere, pentru că, vă rog să vă aduceți aminte, există un episod în Scriptură în care Biblia zice că se ferea să mănânce cu neamurile. Apoi mai spune Biblia că atunci când Dumnezeu i-a arătat o vedenie și a spus să mănânce din acele animale pe care Domnul le punea înainte, el a refuzat. De ce? Pentru că religia iudaică reglementa acele animale ca fiind necurate. Și atunci, adepții lui Chifa spuneau, Doamne, noi trebuie să credem în Hristos, dar noi trebuie să mai ținem ceva și din legea Vechiului Testament. Știți ce a fost interesant când m-am gândit aseară mai mult la aspectul ăsta? Știți ce întâlneați în Corint? Întâlneați și partea legalistă, asta lui Chifa, și o întâlneați și pe cea liberalistă, cei care spuneau că sunt ai lui Pavel. Găsiți, întotdeauna găsiți grupurile astea în biserici. Și legaliștii, și liberaliștii. Și în biserica din Corint exista această împărțire. Și acum vin cei ce sunt ai lui Hristos. Și teologii spun că erau niște creștini ce se considerau pe ei înșiși singurii credincioși adevărați și negau calitatea de creștini a celorlalți.
aveau niște criterii stabilite de ei, îi vedeau pe ceilalți ca fiind nevrednici și nu recunoșteau nicio formă de autoritate. Ei spuneau că sunt ai lui Iisus și nu au nevoie de nimeni să-i conducă, să-i învețe sau să-i corecteze. Spuneau că sunt ai lui Iisus și considerentul lor era că prin faptul că sunt ai lui Iisus sunt singurii oameni cu adevărat spirituali. Nu primeau sfaturi, nu primeau învățătură de la alții, extrem de încăpățânați. Eu cunosc vreo câțiva de ăștia care au fost și pe la noi pe biserică. Știți de ce mi-am dat seama privind la aceste patru grupuri? Că fiecare din acest grup își punea atenția pe câteva frânturi din Biblie sau învățăturile apostolilor, nu însă pe Scriptură în caracterul ei complet sau plenar. Și vreau să vă spun ceva ce am observat de-a lungul timpului. Dacă vreți să susțineți o anumită poziție, puneți mâna și citiți toată Biblia și analizați ce spune Biblia cu privire la subiectul respectiv. Că puteți să vă construiți o teologie proprie bazată pe o frântură de verset scos și din context și ajungeți să vă dezbinați și să vă certați cu frații sau din adunare. Ăștia nu studiau toată Scriptura să vadă, e așa cum cred eu, nu e așa cum cred eu. Ei scoteau în relief doar anumite versete și le ignorau pe altele. De asta trebuie să citim toată Scriptura, trebuie să cunoaștem Scriptura. Mi-a plăcut ce a spus cineva la o emisiune, mintea asta noastră e ca un burete care trebuie îmbibat cu cuvântul lui Dumnezeu. Cum bagi un burete în apă și se îmbibă cu apă, așa mintea asta trebuie îmbibată cu cuvântul lui Dumnezeu. Și vă garantez că în minte îmbibată cu Biblie, nu mai există dezbinare. Nu mai există. Atâtea biserici, atâția frați s-au rupt unii de alții pentru că au exacerbat anumite versete din Scriptură, însă le-au ignorat pe altele. Noi trebuie să citim toată Scriptura și să o analizăm într-un mod complet. Ce spune Scriptura în Vechiul Testament? Pentru cine este scris Vechiul Testament? Există vreo aplicație din Vechiul Testament și în Noul Legământ? De ce Pavel când zice de spălarea picioarelor, de ce în Scriptură când se pomenește despre spălarea picioarelor, nimeni nu mai enumeră spălarea picioarelor în celelalte epistole? Mai trebuie spălarea picioarelor? Nu mai trebuie. Că și de aici s-au dezbinat oamenii, asta am uitat să vă zic. Da? Deci, din fel și fel de motive. Trebuie un studiu aprofundat al Scripturii, deschiderea de a fi învățat, că degeaba vine cineva și îți prezintă ce spune Scriptura dacă tu ești încăpățânat și ancorat în anticristul. Trebuie deschidere multă și Dumnezeu ne luminează. Și pentru că nu vreau să vă mai țin, al treilea lucru care favorizează dezbinarea unei biserici, mutarea atenției de la lucrurile în comun la lucrurile care deosebesc. Dragilor, vă rog să observați că toate aceste grupuri și-au luat chiar și numele pornind de la acele lucruri care îi deosebeau pe unii de alții. Vă garantez că în proporție de 80-90% teologia acestor oameni era aproape la fel, dar ei n-au privit la acel 80-90% care era în comun, ci ei au privit doar la acel 10-20% care era diferit, care îi deosebeau. Și s-au rupt imediat. Dezbinarea s-a produs de la acele lucruri pe care ei le vedeau diferit și pe care le-au subliniat mult mai mult decât pe acelea pe care le aveau în comun. Ce spune Biblia despre asta? Și mă pregătesc de încheiere, Filipeni 3 cu 15 și 16. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, ascultați. Dumnezeu vă va lumina și în această privință, adică alea 10-20% care nu sunt la fel. Zice, Dumnezeu o să vă lumineze. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, ce să facem? Să umblăm la fel. Adică spune apostolul aici de fapt subtil, nu lăsați lucrurile alea care, pe care nu le vedeți la fel să vă dezbine și să vă învrăjbească unul împotriva altuia. În alea în care încă n-ați ajuns de aceeași părere, pe parcursul umblării cu Dumnezeu, Dumnezeu vă va lumina, Dumnezeu vă va da înțelepciune, Dumnezeu vă va descoperi. Dar până atunci, voi în astea în care ați căzut la fel, în care credeți la fel, în astea 80%, umblați, Doamne, la fel. Asta spune Biblia. Și atunci te mai dezbini că eu sunt calvinist și fratele X e arminian. Nu te mai dezbini. Ne va lumina Dumnezeu și acolo. Poate doar în cer acolo, dar ne va lumina la un moment dat. Nu-i motiv să ne dezbinăm unul de altul.
Știți ce am observat? Și noi ca biserică am trecut prin perioade dificile. Și au fost frați aici cu noi în biserică, care în proporție de 90% au gândit exact ca noi. Mă refer la aspectul teologic. Credeau la fel despre mântuire și mântuirea este de fapt lucru fundamental pe care noi toți trebuie să-l credem la fel. Dar am observat că unii nu au reușit să treacă peste acel 10% care ne diferenția. Și știți ce s-a întâmplat? Majoritatea dintre ei astăzi nu mai sunt cu noi aici. De ce? Pentru că ei au pus mult mai mult accent pe lucrurile care ne deosebeau decât pe lucrurile care erau asemănătoare și ne uneau. Și cred eu că de fapt asta lucrare pe care Satana o face, că el vine și se aduce constant în atenție deosebirile în detrimentul asemănărilor. În încheiere vreau să vă zic ceva trist. Ce credeți, biserica din Corint s-a pocăit sau nu? Nu s-a pocăit. Și vă spun de ce. În anul 95 după Hristos, unul din ucenicii pomeniți în Biblie, Clement din Roma, scrie o epistolă, care o puteți găsi pe internet, scrie o epistolă corintenilor. Ea nu e canonică, dar ea este veridică. Știți ce e interesant? Că în această epistolă pe care o scrie, în anul 95, el enumără în epistolă trei grupări. Către cei ce sunt ai lui Pavel, către cei ce sunt ai lui Apollo și către cei ce sunt ai lui Chifa. Dispăruseră ăștia care nu acceptau nicio formă de autoritate. Că, normal, lor de ce să le mai scrie? Că oricum nu primeau scrisoarea lui. Dar aceste trei grupări, spun cei care studiază Scriptura, că undeva până anul 55 a fost scrisă prima epistolă către corinteni. Deci, la vreo 40 de ani distanță, când le scrie o nouă epistolă, Clement, din Roma, oamenii ăștia erau în continuare dezbinați. Știți ce au făcut? Au luat scrisoarea, au citit-o, au zis amin și fiecare a plecat la gruparea lui. Și n-au schimbat absolut nimic. Nimic. Știți ce îmi spune asta? Că biserica din Corint n-a vrut să asculte. Și mă întreb, dar de mult timp mi-am învățat lecția că lucrurile nu se rezolvă așa în 3 minute în încheierea mea la predică. Mă întreb dacă Biserica Speranța va lua aminte la ceea ce nu eu am spus, ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu spune. Mă întreb dacă luăm aminte. Mie îmi place fotbalul și asta e ultimul care îl spun și ne rugăm. Și mă uit la UEFA Champions League. Unii o să mă acuzați de lipsă de spiritualitate și că mă uit, dar și că vorbesc despre asta în față. Săptămâna trecută, acum 2 săptămâni, în semifinalele cupei, s-a confruntat echipa Liverpool cu echipa Barcelona. În tur, Barcelona e cea mai bună echipă, are pe cel mai bun jucător din lume pe Messi. În tur, Barcelona a bătut pe Liverpool cu 3-0. La retur, Liverpool a bătut-o pe Barcelona cu 4-0 și s-a calificat în final. Asta nu vă interesează și nici nu trebuie. Dar vă spun ceva, unul dintre reporterii din România a fost trimis pe Anfield, pe stadionul celor din Liverpool, la retur, să facă un reportaj. Și l-au sunat în direct și am auzit interviul lor. Și a zis așa, a zis, n-am crezut că am să văd vreodată în viața mea o unitate atât de mare între suporterii echipei, jucătorii echipei, antrenorul echipei și conducerea asta, șefii echipei. Zice, am fost pe alt stadion, pe stadionul celor de la Manchester City, n-am experimentat nimic din această unitate. Când am fost pe stadionul celor de la Liverpool din Anfield, parcă și publicul, și antrenorul, și jucătorii erau conectați unul cu altul și erau una. Știți ce au reușit să facă? Au reușit să bată cea mai mare echipă din lume, cea mai bună echipă din lume, cu 4-0 la retur și să se califice în final. Asta e o aplicație practică pentru noi. Putem să-l batem rău de tot pe Satana dacă suntem uniți ca și biserică. El face atâtea și atâtea rele pe pământul acesta, dar dacă noi suntem uniți, slujitorii, membrii, fiecare mădular în pare, dacă este în unitate, îl putem bate cu ajutorul Domnului Iisus Hristos pe Satana rău de tot. Și când mă refer la a-l bate pe Satana, mă refer la a smulge suflete din mâna lui, mă refer la a modela mintea asta care de multe ori gândește greșit într-un mod duhovnicesc, biblic, în așa fel încât suntem eficienți pentru Dumnezeu. Asta îmi doresc pentru Biserica Speranță, o biserică unită. Domnul Dumnezeu să ne ajute și să ne întărească. Haideți să ne ridicăm în picioare.